Deci am trecut unul pe lângă celălalt, dumneavoastră v-ați uitat la mine, eu v-am salutat. Și v-am spus că vă urmăresc în fiecare miercuri, pentru că îmi place foarte mult emisiunea. Să rămână. Mă relaxează. Salutare, salutare! Păi dacă e duminică, dacă e frumos afară, unde să fiu eu și fratele Băneasa? Unde? La Muzeul Satului, pentru că avem Floriile, o sărbătoare mare. Și așteptăm o mulțime de oameni să vină, să ne urăm, să ne spunem. Și avem și o expoziție frumoasă. Să rămână. Cum te cheamă, te rog? Cum te cheamă? I don't speak Romanian. Where from? I'm from Bulgaria. Dobrovece de guleamătă, burzo, burzo, burzo. What's your name? Crismira. Crismira? Happy yes. birthday. It's here Romania. Zăpărlează-te, băt. And la... Burzo, burzo. Bucurie mare pentru că mă întâlnesc cu fel de fel de oameni din toată țara, din toată lumea. M-am întâlnit cu un domn din Bacău ce a venit la fata din București, dar mai are o fată ce locuiește în Dubai. Și povesteam de Dubai, de ceea ce s-a întâmplat acolo. Deci, așa, pe scurt. Da, pe scurt, păi a fost o ploaie, n-au mai fost așa de 75 de ani, asta zic ei. Nu că n-au făcut față canalizările, au fost debitul cred foarte... Cred că orice oraș din lume ar fi suferit ploaie. Dacă era la București, era... Da. Da. Deci a plouat cât 3 luni la Londra în 12 ore. În Dubai. Și atunci toate autostrăzile au fost blocate, mașini abandonate peste tot, deci arăta ca după dezastru. Dar suntem optimiști și nicăieri nu e mai bine ca acasă. Da. Asta da, de sărbători de Paște. Am venit acasă, da, după 4 ani. Sărbători fericite. Da, mulțumesc și eu la toată lumea, să rămână, Cronica Cărcotașilor, o știți? A, știu, urmăream, da, fost, cel mai sexy amuzant, prezentator, era. Cel mai... Da, e o onoare să vă... Da, da, cel mai frumos, cel mai tânăr. Vă pup, la revedere. Tot iese acolo și iese ariu. Cum n-ai cum să ratezi emisiunea. O să vă dau eu banii după aia, la revedere. Hai, vă pup, pa, pa! Am vorbit cu toate doamnele de aici de la muzeu și mi-au spus așa, dar de foarte multe ori, Dezbră, tu când nu vei mai fi sigur, o să ai o statuie din lemn aici în muzeu. Pentru că noi venim la muzeu ca acasă, nu-i așa, Băneasa? Cum? Da, așa. Cum vă numiți? Iertați-mă. Care este numele dumneavoastră? E de floare. Eu sunt Codruț și este nume de floare. Codruț, Codruț. Sunt cea mai frumoasă floricică de la Cronica Cărcotașilor. Care este numele dumneavoastră? Dana. La mulți ani. La mulți ani. Și tu, și tu ești o floricică, să fii sănătoasă, fericită, familia ta, sărbători fericite, să ne revedem sănătoși. Ce vă rog, în momentul în care va începe spectacolul, o să am nevoie de aplauze, pentru că băiatul de la... sunet cu caseta cu aplauze n-a venit. Și vreau să facem o repetiție. Să aplaudați cât puteți de tare și ca... Da, hai, lăsați punga aia, lăsați-o acolo. Deci să repetăm. 1, 2, 3 și ca și cum. Gata. Deci așteptați semnalul meu că o să vă fac semn. La revedere, sănătate. Gata, rămâneți aici. Doamnelor și domnilor, lângă mine este o superbă doamnă cu niște ochi frumoși. Ochi care sunt concentrați pe încondeiat tot timpul anului. Să rămână, doamna Elena. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Holta Elena, sunt din Câmpul Moldovenesc și sunt încondeietoare de ouă. Și în august, și în septembrie, și în martie, numai asta faceți. Tot anul fac acest lucru. Dacă nu era să faceți treaba asta, ce ați fi făcut în viață? Nu știu, e ceea ce îmi place, ceea ce... Mă dedic întru totul și nu mă gândesc la altceva momentan. Să rămână. Felicitări, sărbători fericite tuturor. Vă așteptăm aici la muzeu. Domnul Marian, cât timp vă ia să realizați o asemenea operă de artă? De exemplu, așa ceva cam în 60 de ore, adică vreo 10 zile, câte 6 ore pe zi. Și nu vă plictisiți, nu vă dor ochii, nu vă dor oasele? Dar, trecem peste asta, că e pasiune. O întrebare, acum nu-i fac reclamă, dar vreau să vă întreb atât. De ce le vindeți atât de ieftin? Pentru că românul este amărât, se gândește că îi vine factura de gaze, de curent, de alea și, cum să zic eu, muncești sau nu muncești, stomacul cere de mâncare. Absolut. Dar acum, să știți, guvernul se va implica și o să ajute... Da, știm noi cum ajută. Cunoaște. A ajutat întotdeauna. Ne-a ajutat, eu vă doresc din suflet sărbători fericite, noi cărcotașii, să vindeți tot ce aveți aici și chiar sunt superbe, vă spun. O să vreau un contact mulțumesc de la dumneavoastră, pentru că și noi când vom lua banii, că și noi luăm lunar primiți banii... Primiți comenzi, da. Nu aveți acum banii, mă sunați altădată. A, deci vindeți și pe caiet. Cam așa ceva. Ok, știți și vă rog, vreau și eu, nu că mă laud, dar aș dori să le spuneți tuturor celor ce se uită acum la noi, cum ne-am întâlnit noi acum. Deci am trecut unul pe lângă celălalt. Dumneavoastră v-ați uitat la mine, eu v-am salutat. Și v-am spus că vă urmăresc în fiecare miercuri, pentru că îmi place foarte mult emisiunea. Să rămână. Mă relaxează. Vă pup și vă mulțumesc frumos și dacă vă aducem zâmbetul pe buze, să știți că noi ne facem treaba.
Mă bucur. Din suflet de la noi pentru voi avem aici o trupă de meseriași și vă vom face o dedicație pentru această minunată săptămână. Să fiți calmi, relaxați, liniștiți. Știți voi, ne revedem săptămâna viitoare după Paști. Salutare, băieți! Salutare! Ce ne veți cânta așa de încheiere, pe scurt? O să vă cântăm o improvizație de-a noastră. Foarte improvizăm tare. Ceva pe loc. Hai, să vedem. Gata. La mulți ani, sărbători fericite, gata. Hai să mergem să bem o bere, gata, oprește. Mamă, ce mi-a plăcut de zi la caval, cum cântai la caval. Măi, dar trebuie mai frumător, să știți că toată lumea spune că codruz nu e nume codru. De floare. Ba da, e nume de floare. Da, se sărbătorește, codru, acolo scrie la nume florilă. Păi da, în codru ăla există flori. Și ne aduci și nouă ceva de ziua ta, așa o... O bomboană, o atenție, o alună. Atenție, o citică. Niște plante medicinale, coada șoricelui care nu s-a dus la sărbătorii. Bine că nu ne-ai adus altceva. Ia zi tu elegia, spune-te. Bun, codrule, codruțule, ce mai faci tu, drăguțule? Iar eu fac ce fac de mult, merg la târgul să mănânc, să beau bine și să agăț vreo domniță cu păr cret. Așa mi-a ieșit, mă iertă, doamnă. Ați urmărit acest moment poetic, marca dezbrăcată!